Echipa de volei Steaua București și-a prezentat noul echipament pentru următorul sezon și se gata pentru debutul în campionatul național Divizia A1. După aproape 3 luni de antrenamente, formația din Ghencea va debuta sâmbătă pe teren propriu în prima ligă valorică a țării în derbiul cu Dinamo București. Chiar dacă are un lot format doar din jucători autohtoni, Steaua speră să facă un joc bun sâmbătă și să obțină victoria în fața eternei rivale din Ștefan cel Mare. Sunteți pregătiți pentru debutul în nouă sezon în Divizia A1? Cu toții suntem nerăbdători să începem noul sezon. Mai ales că ne-am pregătit atâta timp fără a avea un meci oficial. Cred că până sâmbătă vom pune toate detaliile la punct și sperăm să dăm tot ce avem mai bun la ora meciului. Așteptăm foarte mult să începem campionatul și sperăm să începem cu dreptul. Primul meci va fi cu eterna rivală Dinamo. Cum priviți acest joc? Derbiurile Steaua-Dinamo sunt niște meciuri aparte, deci în momentul ăsta orice calcul dispare, rivalitatea egalând șansele. Deci eu o văd un meci pentru șanse 50-50. Am încredere în echipă, în jucători, în colegii mei. Ne-am pregătit foarte bine această perioadă și chiar cred că putem face față cu brio acestui meci. Cu 17 titluri în palmares, formația pregătită de Silviu Oancea s-a îmbrăcat în haine noi la începutul acestei săptămâni. Cu un design unic, noul echipament al Stelei are un aer modern și a încântat pe jucătorii din Ghencea. Este un echipament foarte frumos, un echipament pe care conducerea l-a ales cu bun gust, un echipament care se potrivește clubului sportiv Steaua. Este un echipament care definește ceea ce înseamnă culorile roșu-albastre. Cred că sunt unele cele mai frumoase echipamente pe care le-am avut până acum și cine s-a ocupat, cred că a făcut o treabă foarte bună. Nou promovat în Divizia A1, Steaua București are gânduri mari pentru acest sezon. Sportivii roșu-albaștri privesc cu optimism spre viitor și speră ca la finalul campionatului să ocupe un loc care să le permită accesul în cupele europene. Ce își propune Steaua în acest sezon? În primul rând ne dorim să fim sănătoși, să evităm cât mai mult acest virus. Iar la final sperăm să ne clasăm între primele 6 echipe. Să terminăm cât mai sus în acest campionat, de ce nu să obținem o medalie? Avem destulă valoare și suntem o echipă puternică.